Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată, suntem pe 31 decembrie. S-a făcut o vizită la Supina. Suntem în această magazie cu Supina plasați. Recomand ca să se întâmple același lucru și pentru voi când intrați, mai ales în perioada asta mai rece. Schimbarea masei de aer continuă de lângă stup, din zona stupului, din imediata vecinătate, face ca să se menține continuu diferența de temperatură și de aici necazurile foarte mari, acelea că nu avem în stup nevoie de, când începe matca să o la 30 de grade și afară minus 15 grade, diferența aceea, condens, etc., etc., etc. Probleme chiar cu și cu stupul în sine, în sensul că se deteriorează, nu? Lemnul acesta care e supus acestui tratament nu tocmai corect. Așadar, spuneam că suntem în magazia aceasta, unde iernăm. Am ieșit afară în momentul în care a fost perioada asta frumoasă, dar și a fost la zbor de curățire. Acum, insist spunându-vă că eu, ideea asta cu folii duble este spectaculos de interesant. Ce fac acum? Sigur că este vorba de o trecere de vistă, de fapt o trecere de vistă, că am trecut-o și ieri așa, însă pe o parte dintre stupii aceștia de început, nu mi-a venit ideea de la bun început, asta e, așa, și așa că reiau acum, am vreo 7-8-10, cred că, până când ajung să epuizez. Ce anume am făcut? Dragilor, hai să vă explic. Vedeți, și sunt acum un alt motiv pentru care vă fac acest filmuleț, este și acela că m-a sunat cineva acum de la Zjud. Spunea, zice, domn profesor, m-am uitat la stupi și știți, am văzut albina urcată sus. Care-i motivul? De ce este urcată sus? Păi, i-am răspuns, probabil că aveți, n-ați lăsat spațiu în partea de jos, dar zice, o să-ți termina mâncarea? Păi, nici asta nu pot să știi, că n-am de unde să știu exact toate aceste lucruri. Vedeți și aici, albina este mai toată în partea de sus, nu peste tot. Iată la asta, în care am și umblat, sigur, albina nu este în partea de sus, este mai mult în partea de jos. Însă, faptul că n-am mai pus în sertar, de data asta n-am mai pus puneam polistiren aici. Deci iernez într-un fel cu fundul gol. Și atunci albina se duce la căldură. Dar dacă are spațiu suficient în partea de jos și se poate organiza, atunci rămâne acolo jos, că ea intră în fiecare celulă, stânga, dreapta, se organizează foarte, foarte bine. Ce vă spuneam că am făcut acum? Vedeți? Folie dublă, încă n-am început hrănirea cu miere cristalizată, dar pentru a nu fi surprins, fac următoarea lucrare. Deci știți bine, am lăsat aici fanta asta încât să putem pune mierea cristalizată aici, pe folii deasupra și ea vine albina pe partea asta din nou, deci ai 2 cm și se va hrăni. Ați văzut de așa acest lucru. Deci iernarea în folie dublă și hrănirea este spectaculos de important. Da? Mai amintesc drumul parcurs de la ce însemna în, cred că, prin 2007-2008 am început să, la vagoane să lucrez cu folie. Am produs un impact foarte puternic. Nu filmam la vremea aceea, dar am constatat că este foarte benefic. Ce
facem așa, iată, aici lăsați o bucățică de fantă, să o pot brodita așa, și acum albina se duce și pe rama asta care e pusă lateral, dragilor, își face treaba, în sensul că poate să aducă, să tragă o parte din miere, dacă cumva este într-o situație, din fagurile acestea. Acum, fagurile acestea lateral, pus dincolo de diafragmă, vreau să-l arăt așa. Și ea poate să vină ușor și să poată să culeagă. Da, eu însă trebuie să vă mărturisesc un lucru. M-am gândit că în afară de fanta asta pe sus, acolo unde gemul făcut, în partea de jos, se fac o fantă în diafragma respectivă și albina se iasă pe acolo. Deci, este făcut aici, nu mai insist ca să vă arat. Atenție, vreau să vedeți bine că diafragma, deci se lipește rama, dar nu lăsăm diafragma jos, că se pierde de căldură, dragilor. Da? Deci facem așa. Asta el deja a umblat pe el și sigur că acum este tot al mine. Să aveți ce se întâmplă. Cine e tot, cine e asta pe noi? Deci trebuie ridicat cât mai sus. Mai sus decât este acum, dar fiindcă nu vreau să deranjez prea mult, revin. Deci asta am făcut-o mai devreme și acum, iată cât de ușor se pune repede folia. Păi s-a stupat complet, pui scândurele, pui nu știu ce, nici nu mai dau seama ce înseamnă să lucrez cu podișor. Da, deci acum punem polișorul ăsta deasupra. Ai împachetat una, două. Când te pui, puneam fel de fel de cărpe, fel de fel de minuni. Da. Nice. Căutăm să găsim soluții și să lucrăm cât mai rapid. Acum, aici, încă o dată, clar un lucru. Dacă stăm cu el deschis, diferența de temperatură, acum e minus 3 grade aici la Bacău, și ce este în interior, face să apară, uitați, apare ușor primele, cum să zicem, primele semne ale condensului, da? Diferența în temperatură aici apare apa. Așa. Acum, iată ce fac eu aici. Ca să vedeți dacă n-am umblat până acum. Albina stă liniștită. Nu-i cam partea asta altă unde umblasem deja. Și trebuie să vă arăt exact ce am să fac. Deci, o scot pe asta, care e din coace diafragmă. Este cu miere căpăcită. Da? Deci este cea care va fi trasă. Ușor, ușor. Căutăm să avem miere de bună calitate. Rame căpăcite. Da? Mi-am adus aici câteva. Deci... Iată, asta e o ramă. N-am putut să o țin, dragilor, în cuib. Pentru că întâi și întâi e albă și nu se poate, nu pierdem căldură. Dar asta acum la margine lateral pusă este excepțional. Și acum, ce fac? Voi ridica ușor, pun încă însă camera aici. Asta e într-o poziție cât de cât și eu să fac așa. Sper să vă arat. E, dificultatea mare când faci filmul de unul singur. Vedeți, albina este până pe diafragmă, dragi mei, da? Deci să stăm cât se poate de strâns.
Deci asta vreau să spun. Gemul trebuie să fie cât se poate strâns. Acum, în dreptul ei, pe undeva unde văd eu că e albina așa, deci în dreptul gemului, am peși un pic așa. Uitați ce fac. Într-un micut. Așa. Albina pe aici, din ghem va trece și va veni la... Ia să vedem, să vedeți și voi. Deci micuți, da? Acum am rama cu miere. Asta care o vedeți, cu miere căpăcită de bună calitate. Și o pun lateral. Deci o pun imediat după diafragmă. Pe acolo, prin ochișorul acela care l-am făcut, când albina își permite, trece pe acolo și, oh, zice, ce grozăvie, uite cât e lângă noi aici și noi stăm de pomană și de ce să nu ne apucăm repede să o tragem, da? Deci asigurăm, deci problema este asta. Poate îmi face intervenția, am făcut-o, atunci când ea are nevoie și când se desface un pic de temperatura mai bună, imediat mă trage de acolo. Și așa că am rezolvat această problemă, da? Foarte repede. Spuneam că nu mi-a venit în minte chestia asta când m-am apucat ieri de treabă și apoi pe la jumătate, sau nu chiar la după ce am făcut un sfert din ei, mi-a venit în minte chestia asta. Băi, stă o clipă, dar eu pot să fac și o treabă deșteaptă, ca și cum aș face hrănire, da? Cu rama aceea de mier de calitate, căpăcite, e boierii. Acum, mă duc și la asfaltul. Așa. Atenție, dragilor, cum să nu bruscăm ca să nu iasă albina. Vedeți că albina se mișcă pentru că e călduț, da? Și la fel. Poate una am asta. Este ramă pe care o tras-o deja, mă rămân petii micuți. Și pe partea asta altă, atenție, uitați-vă că curățatul e mă rămas un pic, așa că renunț la asta, nu mă încântă să o las. Și voi... căuta o altă ramă. Da? Deci asta o dau deoparte. Vă arătam și vă spuneam despre performanța biostupului dată la creșterea fagurului. Faptul că avem acolo chestia aceea lateral, avem, cum să spunem, acolo rama clăditoare pusă dincolo de diafragmă, vă rog să urmăriți cât de interesant este. Toate celulele, dar toate sunt numai cu celulă de albine. V-am mai arătat asta, nu trebuie să mă insist. Apoi cei care ați tot urmărit filmele mele, și nu sunt puțini, în momentul de față am bucuria să vă zic că sunt de ordinul sutelor, chiar cred că mii de apicultori care merg pe tehnologia mea, însă sunt așa trist că oricât fac eforturi, și nu sunt mici eforturi pe care le fac pentru a atenționa că avem o șansă cu acest biostup, putem deveni în scurt timp producători de produse bio la nivel european. Deci în 2-3 ani de zile putem să devenim țara cu exportul cel mai puternic pe asta. Vedeți și mulțirea. Vine în minte Costel de la Helegiu din Onești, care m-a venit așa și mi-a spus: domn profesor, am avut nou în primăvară așa cum 60 am. Am băgat 60 în iarnă. Costele, dacă tu ai făcut așa o chestie, este extraordinar. Deci iată că oameni care se duc foarte tare spre mulțiri, din nou să ajung la 60, nu e o treabă simplă. Și n-aveam mâncare, mi-a zis să-l ajut, l-am ajutat. Nu pot să stau deoparte pentru astfel de oameni care sunt atât de inimoși, atât de dornici să
El este șeful de post de la Helegiu. Te salut, Costele, și la mulți ani. Dacă ai probleme, vino, sună-mă, că îndată s-a dat în ajutor. Și toți ceilalți care merg după tehnologia mea. Da, dragilor, deci nu mă pot împăca cu gândul că nu reușim să ajungem într-un timp cât mai scurt de timp să ajungem să devenim, așa cum spuneam, exportatori la nivel european. Ați văzut, am fost și la Cioloș, la momentul în care m-a venit deci, momentul în acela ne-am cerut o leacă. Deci, în momentul în care a fost 1 decembrie, este filmuleț acolo. Am prezentat primului ministru cele două proiecte. Dar am primit răspuns, haideți, îmi pare rău că n-am la mine acum, dar probabil veți îl dau de la Ministerul Agriculturii, că el insistă, la Irimescu să te duci, la Irimescu. În filmuleț. A doua zi am fost acolo, am lăsat ceva lui Irimescu acolo, apropo de... Și Irimescu nu avea timp să stea de vorbă, deși personal spunea să stea de vorbă cu el. E bine, Irimescu o dat la departamentul acela cu Dana și cu toată și îmi răspund trei experți acolo din Ministerul Agriculturii că apicultura merge foarte bine, că se dezvoltă foarte bine, că nu știu ce, nu știu cum. Deci n-am înțeles nimic. Eu spuneam altceva. E vorba de biostupul care se instalează, care produce produse bio, care să încercăm să găsim niște facilități pentru oamenii să aibă singur grijă aceea de a produce. Da? Asta mă și mai înțeapă. Dacă am stat prea mult desfăcut cu ea, ea o reacționat de aia. Acum nu fac decât asta și pe aceea închid camera ca să pot lucra, dar v-am făcut acest lucru ca să înțelegeți că Proco Online nu stă deloc. Și tot timpul caută să găsească idei și iar idei din cele mai bune. Nu trebuie gaura făcută foarte mare, dragilor. Da? Deci nu gaura foarte mare, ci una micuță așa, așa să trebuie cum le vedeți. Pentru că albina se strecoară pe acolo, apoi își produce căldura, ce e necesar, și ca trompa de la elefant va lucra. Deci, chiar și când e mai rece, se strecoară, își produce căldura așa ușor, și ajunge până acolo, până la rama aceea, ciugulește și se întoarce și trage în cuib. Da? Iată. Așa facem repede, acoperim un armar cu mierentei. Da. Da, spunea prim-ministru la Irimescu, la Irimescu. Ce să facă dacă sunt aceiași ocupate ministerele cu oamenii aceia care n-au deloc, n-au stilul ăsta de a crea condiții, de a inventa, de a face. Ei sunt opași la toate ideile astea. No, cu Dana am stat de vorbă, cu Dana cu vreo în 2013, care a făcut legea apiculturii. Niște porcării, niște impozitezi lăzile. Păi impozitează producția, mai fratele meu. Omul creează condiții ca să facă treabă și el să n-aibă decât o singură chestie. Produce și sistemul trebuie să fie organizat încât să-i luăm producția, să facem și mai ales având și șansa cu colectarea polenului și cu toate lucrurile acestea, biostupul îi asigură venituri încât el să schimbe rapid statutul, să spun, sub aspect material. Nu mai spun ce înseamnă asta când toată familia lui are posibilitatea să beneficieze de produsele acestea apicole,
stare în sănătatea familiei și a vecinilor și a prietenilor, se schimbă substanțial, substanțial. Așa că încă eu sper în fiecare clipă că se vor găsi cei care să fie în stare să înțeleagă că dezvoltarea apiculturii înseamnă un lucru spectaculos. Știm bine Einstein ce spunea, că dacă albina dispare până la 4 ani, mai avem de trăit. Suntem într-un declin continuu cu numărul de familii, dar tehnologia mea presupune o înmulțire foarte puternică, rapidă, și atunci balansăm, recuperăm din ce înseamnă pierderile acestea. Așa că eu trag nădejde că într-un timp cât mai scurt vom reuși totuși să determinăm pe ăștia guvernanță astea să înțeleagă că și schimbarea asupra mediului, iată, probleme formidabile. Tăierea pădurilor și toate astea, păi, dragilor, împădurirea se face pe toate râpile, peste tot, pe tot zona de degradată a pământului acesta, unde s-a defrișat fără măsură. Ei bine, el își pune acolo salcâm, își pune ce tei, ce vrea el, în sfârșit. Pentru că el vrea să aibă zona meriferă cât mai aproape de el. Da? De stupina lui. Nu vrea cei care au un sistem de transport să face chestia asta, ceilalți să vor frământa ca zona meriferă și să o pună cât mai aproape de el. În felul ăsta, în satele respective, în comunile respective, se pot organiza. Spune, băi, Gigele, hai și tu pui pe partea aceea, pun și eu pe partea asta. Pentru că noi, pe noi ne unește un singur lucru. Să avem bază meliferă în comună, în satul nostru, în zona asta, încât să putem obține producții maxime. Succesiunea culturilor cât de melifere, totul poate fi organizat. Deci, ce să vă spun, numai să se dea un semnal că avem o șansă. Da? La copii, spuneam și altă dată, bomboana de sănătate făcută din un tort, tăia feliat acolo și să dăm copiilor. Deci se poate schimba complet, masiv, totul. Numai să existe bunăvoință politică. Da? Noi nu putem face mare lucru decât să le atragem atenție. Dom'le, există, profunai, există, uite, interesul a pornit cu toate obstrucțiile care sunt, pentru că nu e comod să se constate că proful online inventează acest model de stup. Toți își spun, specialiștii care lucrează în apicultură, profesori, doctori, în sfârșit, care spun, domnule, cum să apară el un profesor așa acolo dintr-o zonă, de profesor de matematică, el să producă această invenție. Păi, n-am nicio vină eu aici, n-am niciun merit. Așa, rând Dumnezeu, eu nu mi-am făcut decât datoria să alerg pe ulițele satelor, a orașelor, prin comune, prin intermediul internetului și să spun la toată lumea ce se întâmplă cu acest biostup. Deci asta am făcut. Și ori de câte ori observați, îmi vine în minte o idee, nu stau pe gânduri, ci imediat ies și vă atenționez ce lucru nou am mai pus la punct. Se pare că biostupul nu și-a epuizat, să spunem, performanța la o zi la alta, tot mai multe lucruri. Iată acum, la majoritatea, am mers pe varianta să iernez doi în față și în spate, să las liber, dragilor. Dar de ce să las liber în spate? Pentru că în momentul în care voi decide să iau una din familie și să o duc în spate, vă dați seama că o fac abia în momentul în care fulg o albină, am albina călătoare de pe cele două râmi de zbor care rămâne acolo și ăsta care le iau îl pun la spate aici, la căldură. Deci, pentru că îndată când ai pus l-ai luat de acolo și l-ai pus într-un alt stup, ai pierdere foarte mare de albină, nu? Toată albina călătoare se va duce înapoi. Ei, asta presupune un moment de stagnare și cea mai mare problemă este a căldurii, mai ales primăvara când nopțile sunt reci, nu e un lucru ușor de suportat. Acum, prin această idee, sper să am, cum să spun, succes maxim,
pentru că cea care va fi adusă aici va sta la căldură, nu va mai fi nevoită să facă consum pentru producerea căldurii odată, dar în același timp situații de tipul acela în care le rămânea puietul descoperit, și aici pot face exact ce trebuie să fac. Nu-i dau sarcini foarte mari, nu? Larvele și tot ce trebuie să fie acolo crescute, și atunci aici, în scurt timp, ea va... Eu pot lua din ambele compartimente, să spun, eu pot lua albină gata de ecluzionare, ca să amă tineret, să rămână aici și să pornească repede. În 2-3 zile am convingerea că va porni și cu albina, și face cu albină călătoare și totul va fi perfect. Vă voi arăta concret, este prima dată când m-am gândit la treaba asta și sper că să vă pot convinge că este performanța maximă. Deci ai spațiul din spate unde vei aduce cele 4-5 rame cu puiet căpăcit și îndată aici și va termina, va continua treaba, iar aici ăsta din față își dă drumul, cum nu vă închipuiți, pentru că el are toată albina călătoare din cele două compartimente. În concluzie, îmi propun în fiecare clipă să ajung la voi. Anul ăsta este, da, deci ultimul felulet se ocupe 2015. Cei care aveți copii și vedeți foarte tare ce am reușit și la matematică, nu am început tema pentru a doua zi prin Prof Online TV, trimiteți-vă copiii acolo și vor vedea lucruri spectaculoase. Sunt 1500 sau 1000, aproape de 2000 de ore de film luând matematica de la 0 până de la 1 până la a 12-a. Altfel de matematică, într-un alt stil, o să vedeți și preocuparea a mea, aceea de a dezvolta în copiii noștri, în generația tânără, asta care se află în școală acum, partea aceea, să spunem, care e complet neglijată, aceea de dezvoltare a laturii creative a unui copil. Deci tot ce fac, fac în direcția asta a unui antrenament, iar matematica mi-a oferit o șansă imensă, a unui antrenament continuu pentru dezvoltarea părții creative. De aceea, cei care vizionează filmele mele se trezesc din postura celor care, iată, niște copii de a treia, a patra, în lecții le vedeți acolo, care, la un moment dat, când vedeau două numere într-o problemă, așa, spuneau și ce să facem noi cu numerele astea? Hai să le adunăm, hai să le scadem. Nu? Nu-i bine? Hai să le mulțim. Deci nu aveau nicio legătură, nu știau că trebuie să analizeze problema, să vadă ce anume să... dă în problemă ce se cere și pe urmă să poată să se pronunță asupra numerelor respective ce trebuie să face. Deci, de la nivelul acesta, de la niște copii care nu aveau nicio preocupare pentru a încerca să elaboreze un raționament, veți vedea la ce nivel am ajuns, cât de plăcut este acum când discutăm probleme și ei au început să gândească. Dar, repet, asta e nu numai pentru cei 2-3 copii, că fiindcă totdeauna pun pe ei YouTube, este vorba de toți cei care ajung acolo. Și iar mă lovesc de problema aceea, trist mi-este sufletul, pentru că nu se vrea să se spună de la tribuna președintelui României, primul ministru, domnilor, există Prof Online. Nu se vrea. Dacă s-ar vrea, asta spus, sigur că am asigurat șanse egale la toți cei care au internet, da? La ei ajung, dar peste 60% dintre copiii acestei țări nu au posibilitatea asta. Și atunci, prin Fundația Prof Online, pe care am înființat-o, eu sper să ajung, sper cât de repede să se întâmple ca în sate, în comune, poate dă bunul Dumnezeu și profesorii de matematică înțeleg că proful, dar nici nu știu toți asta, până când nu apare de acolo la tribună ceva să spun despre Prof Online, nu se va întâmpla mare lucru.
spuneam, asta dusă din gură în gură, din vorbă în vorbă, are o șansă, dar durează. Da? Durează. Eu ce vreau să vă spun este să grăbim ritmul acesta de implementare a noi tehnologii didactice cu videomanualul și de asemenea și pe partea apiculturii să dăm drumul la ceea ce vă spuneam, dezvoltarea apiculturii pe noua tehnologie la nivel național și nu numai. Să știți că matematica și Albina au aceleași probleme oriunde ar fi în lume. Atenție, oriunde ar fi în lume. Numai că nu se găsește cineva care să simtă acest potențial imens pentru care merită să ne batem. Mă opresc aici, mă și înghețam mâna. La revedere, dragilor, pe curând!